Bine ați venit la mobilisimo.ro, iar o cutie din aia mare, cum ne oferă de obicei OnePlus. A sosit OnePlus Nord CE 2 5G, urmașul telefonului midrange de anul trecut. Vine cu sintagma sau cu motoul midrange killer și în versiunea asta de presă pe care am primit-o noi, primim și două huse la pachet, dar și cutia telefonului. El vine cu procesor de 6 nanometri, cu încărcarea aceea foarte rapidă de 65W, cu o cameră triplă în spate și cu nuanța asta. Un albastru din asta mediteranean sau poate caribian, insular. Telefonul costă în jur de 1770 de lei, tocmai a debutat și face parte din varul 2022 de telefoane de la OnePlus. Spatele mi se pare inedit ca design, nu pare să semene cu ce mai scos OnePlus până acum, iar la bord avem, ca să vă liniștiți, Oxygen OS. Nu s-a făcut vreo tranziție la vreun Unified OS, cum se zvonea la un moment dat. Acum, acest telefon este mid-range, dar prețul s-a dus un pic mai sus decât anul trecut și în următor o să încercăm să aflăm ce îl face pe el special, dincolo de un ecran destul de luminos și un corp destul de subțire. Să înceapă deci unboxing-ul. Așa arată de aproape OnePlus Nord ce 25 g un telefon mid-range pe care OnePlus îl promovează ca mid-range killer. Hai să vă arăt spatele său. Nuanța asta se numește Bahama Blue. Ar trebui să inspire apa aceea de un albastru fabulos din insule în care merge lumea în vacanță. Îmi place abordarea asta de sticlă pe sticlă, ca să zic așa, deși e vorba despre plastic aici. Uh, sunt două tipuri de panou cu două grade diferite de transparență și mod de a prinde lumina. Asta e chestia interesantă la spatele ăsta. Și un telefon ușor și manevrabil cu o mână. Asta este prima impresie. Îl punem parte și revin la husele astea care erau în cutie aceea pentru presă Una are fix acești culoare ca spatele telefonului și una este pe negru Acum în funcție de preferințe, cred că o să le găsiți foarte ușor de cumpărat de pe site-ul OnePlus Revenim la unboxing-ul clasic și avem această cutie neagră care nu are treabă cu avioanele ci cu încă Asta este ceva mai clasică, ca să zic așa, foarte ușoară, cu toate decupajele aferente și semi-transparent așa Nici transparentă, nici opacă iar aici găsim, uh, unde este cheița? Iată cheița. Atenție că oferă acces la cele două sloturi nano SIM și la cel micro SD, dar să vedeți cum le-au pus de rata asta. Uh, nu le-au pus în continuare pe un trei foarte lung, sunt două pe o parte, nano SIM, nano SIM și pe cealaltă parte ai micro SD-ul. Asta mi s-a părut interesant. Unele companii alerg să le pună în șirate, una după alta, toate aceste sloturi, unul după altul. Aici avem informații despre telefon, informații legate de siguranța utilizării și un mesaj de la OnePlus. Încă de la început, secretul companiei a fost să-și țină utilizatorii și fanii aproape cu mesaje, comunitate, forumuri și alte chestii de genul ăsta. Acum am ajuns la unul dintre selling point-uri, e vorba de încărcare rapidă, știți deja rețeta, 65W, tehnologie super VUC, de câțiva ani OnePlus se încarcă foarte rapid, când vine vorba de flagship-uri și telefoane mid-range. Conector USB-A pe acest încărcător, și unul dintre trademarkurile OnePlus, cablul roș alb. Aici avem un capăt USB-A și un capăt USB-C, de clar închis capitolul unboxing. Revenim la telefon. Plastic este materialul folosit în spate și pentru ramă. Era apropo de ramă, ea are o grosime de 7,8 mm. Anul trecut, OnePlus Nord CE avea 7,9 mm. S-a puțin, dar telefonul este o țără mai greu, adică el cântărește 173 de grame, în vreme ce predecesorul direct cântărea 170 de grame. Nu ar trebui să simțiți foarte mult diferența asta. Eu vă zic că este manevrabil cu o singură mână, că îmi place nuanța asta din spate, e destul de aderent și aș vrea să vă spun că se mai găsește și pe o variantă Grey Mirror în afară de Bahama Blue. Ce remarcă că butoanele sunt clicky, cred că auziți și la lavaliera mea acum, și cel power și cel de volum, asta am remarcat la utilizarea sa, iar în rest, destul de lucios și posibil să aibă nevoie de o husă pentru a-l scăpa de amprente și grăsime care se vor pune pe spate, așa cum am constatat chiar eu. Bun, acum să vorbim puțin despre display-ul ăsta. Asta este un AMOLED, deci vești bune din start, 6.43 inch, este noul sweet spot, la un moment dat se credea că Diagonala ideală e pe la 6,2", 6,55", 6,60", nu, 6,43". Asta este diagonala sweet spot, care îți permite să ai un ecran măricel pentru consum, video și gaming, dar în același timp destul de mic, pentru ca telefonul să fie folosit cu o mână. Dar hai că iar divaghez și am multe să vă spun. Ecranul ăsta este un AMOLED Full HD+, cu refresh rate de 90Hz. Are suport HDR10+, iar acum o să trecem la interiorul telefonului, unde se află un procesor pe care l-am mai văzut de vreo două ori, dacă nu chiar mai des. Este un procesor Mediatek Dimensity 900, 6 nanometri octa-core și l-am văzut pe un Honor 50 SE și pe Oppo Reno 6, dar și pe Oppo Reno 7 g De fapt, dacă mă uit la dotările telefonului ăstuia, este în mare un Oppo Reno 7 g cu o cameră frontală diferită. Oppo-ul are un senzor de 32 de megapixeli, iar aici avem unul de 16. În fine, trecem mai departe. Asta este procesorul, vine cu un GPU ARM Mali G68 MC4, iar mai departe, hai să vedem cum stăm la capitolul RAM și stocare. RAM-ul este de 8 GB și este LPDDR4X, iar stocarea este 128 GB UFS 2.2. Din nou, vestea bună, avem slot microSD, deci putem extinde stocarea. Vine și o baterie de 4500 mAh care se încarcă la 65W. În principiu, în jur de jumătate de oră ar trebui să fie suficient ca să ajungi de la 0 la 100%. Plus, minus, 1 minut sau două. Am mai văzut recorduri din astea. Pentru securitate, putem folosi deblocarea facială sau cititorul de amprente integrat în ecran, care e destul de rapid și este un optic, nu ultrasonic. Samsung are monopolul pe ultrasonice, ceea ce nu este neapărat o idee bună întotdeauna. Acum o să mă uit de jur pe jurul telefonului și văd sus microfon, jos încă un microfon, dar și jack audio, un vestigiu al trecutului sau ceva necesar pentru că ai acele căști bune de tot care au conector de 3,5 mm. Portul USB-C 2.0 și difuzorul singular. Nu avem sistem sau mai bine zis setup stereo aici. Dar remarc un earpiece destul de discret aici cu meșă, încât să nu intre praf, păr de câine și alte uh, impurități. Acum vorbim despre conectivitate și cum particula 5G se află în numele telefonului, el vine cu suport 5G, Wi-Fi dual band, ba chiar cred că și Wi-Fi 6, are Bluetooth 5.2, NFC pentru plăți cu mobilul și GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, Beidou și QZSS pentru localizarea, poziționarea globală. Jos este portul USB c 2.0, am acoperit deja treaba asta, iar când vine vorba de camere, dacă vă uitați aici, să punem un fundal alb, Asta este un decupaj care este asociat camerei selfie de 16 megapixeli. Și am remarcat și că din fabrică OnePlus a pus aici o protecție de ecran, o protecție din plastic, dar aveam deja și la Glass 5. Revenind, 16 megapixeli pentru selfie și este un senzor Sony IMX471 care, dacă nu mă înșală memoria și în general nu prea mă înșală, cred că era prezent și pe OnePlus 9 și pe Realme 8 Pro. Are pixel de un micron și stabilizare electronică. În spate este modulul ăsta de cameră foarte arătos. Chiar nu prea am mai văzut designul ăsta, cred că este o abordare pe care o să începem să o vedem. Dacă pipă e aici, n-ai zice așa de la distanță, dar este o ușoară pantă care duce spre cameră. Nu este o chestie angulară tăiată așa la traforaj, este așa o mică pantă în ușor. Deci, avem doi senzori principali de 64 de megapixeli, care combină 4 pixeli, 1 pentru a scoate cadre de 16 megapixeli și apoi avem și deschidere f1.7, era al doilea senzor este de 8 megapixel pentru ultra-wide, captură ultra-wide la 119 grade, deschidere f2.2. Camera asta micuță de aici este de 2 megapixel, destinată capturii macro și este însoțită imediat de sub de blitzul LED. Filmare 4K, 30 de FPS și zoom până la 20x, ceea ce mă surprinde. Nu e rău să vă treaba asta, deși a dat seama că nu o să arate fabulos capturile la 20x. În secțiunea More avem Panorama, Timelapse, Extra HD, Slow-Mo, Text Scanner, Export, Macro și Dual View Video. Iar la Portrait găsim ceva interesant. Dacă apăsăm aici, găsim funcția Bokeh Flare Portrait. A inaugurat-o OPPO toamna trecută pe seria Reno6. În principiu creează un efect din acela de luminițe amplificate în fundalul estompat din spatele tău la boche și se aplică atât la foto cât și la video. O să vedem niște mostre, deja ne-am pregătit. Este ideal să o folosești mai degrabă noaptea cu luminițele de Crăciun sau ale orașului în spate, dar și ziua funcționează. Asta este zona foto. Aici avem video și vedeți că avem într-adevăr filmare 4K. La foto am uitat să vă arăt că avem și o funcție AI Scene Enhancement, care își dă singur seama ce fel de scenă avem acum. Vedeți, a scris indoor mai devreme. HDR pe auto, poți face la rezoluție maximă fotografiile, 64 de megapixeli. Avem și opțiunea aceasta de stabilizare, ultra steady, dar și modul de captură nocturnă. Acum că am terminat complet cu hardware-ul, vorbim puțin și despre software. Hai să vedem ce rulăm aici. În principiu este Android 11, asta știm sigur, și vine cu un Oxygen OS 11.3 aplicat peste. Cei de la OnePlus ne-au promis două variante de actualizări, adică Android 12 și 13 ar trebui să vină pe acest telefon fără probleme. În altă ordine de idei, Cam asta a fost unboxingul telefonului și cam asta sunt primele impresii. Îmi place nuanța asta foarte mult, îl găsesc manevrabil cu o singură mână. Am așteptări mari de la cameră, pentru că senzorul ăsta sună bine și pentru că bokeh flare a început să facă senzație, să se extindă și pe alte mărci de telefoane. Nu uitați prețul, este în jur de 1.770 de lei, avem de a face aici cu un telefon mid-range, OnePlus îi spune mid-range killer, a crescut prețul față de anul trecut, când a debutat OnePlus Nord CE, el costa pe la 299 de euro. Rămâne de văzut dacă merită această creștere de preț, dar nu fac griji pentru că urmează evident apoi scăderea și ofertele. Acesta a fost unboxing-ului OnePlus Nord CE 2.5G, vine și review-ul foarte rapid. La revedere!